aceea, pentru cei care au ajuns puțin mai târziu, să le spun că e bine că au venit la adunare, nu e bine că au venit mai târziu, dar decât să nu vină deloc, știți cum este și proverbul, decât niciodată mai bine și mai târziu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit la dumneavoastră și am fost foarte atent când am stat aici în fața dumneavoastră să văd expresia feței, să văd atitudinea pe care dumneavoastră o aveți și de multe ori am văzut că la sărbătoare există și multă plictiseală. Și dacă vă aduceți aminte, duminica trecută, cei care ați fost la adunare duminică după masă, am început să vorbesc sub un generic intitulat Plictisit de Dumnezeu. Și am tras concluzia că oamenii s-au plictisit. Oamenii s-au săturat de Dumnezeu. Oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu, caută alte lucruri. Și aș vrea să vă readuc aminte ce înseamnă cuvântul plictisit. Plictisit înseamnă acea stare apăsătoare, acea atmosferă încărcată, ceva neatrăgător, un lucru care nu te atrage și poate chiar te supără, te enervează. Acel gol lăuntric, gol sufletesc. Și am observat că și la sărbătoare, și acum vorbim de sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului, oamenii sunt plictisiți. Eu când eram copil, deși nu aveam lucrurile care le avem acum, nu mergeam la școală pentru că era vacanță, dar lumea lucra. Și veneam la biserică, mergeam la biserică, era o zi obișnuită ca toate celelalte zile, dar parcă lumea nu era ca acum. Parcă era puțin mai împlinită din punct de vedere duhovnicesc. Cu toate că mergeau la servici, nu puteau să vină la o biserică, la o slujbă religioasă. Pentru că 25 decembrie era zi normală de lucru. Dar parcă era o bucurie. Oamenii, prin expresia feței lor, parcă trădau ceva în interior care puțin îi satisfăcea. Acum, cu toate că avem zile libere, cu toate că avem portocale și bradul este plin cu bomboane de brad, care pe vremea aceea nu erau, cu toate că avem ciocolate, cu toate că avem tot ce ne dorim, parcă golul e mai mare, parcă nu există bucuria aceea care era atunci. Am fost ieri de dimineață la Târgul Locrești și era poliția care coordona pizzărăii. Mergeau copiii cu pizzărăii. Pe vremea când eram copil, se mergea cu pizzărăii pe stradă și era multă bucurie. Acum, coordonați de poliție, cu girofarurile pornite, vedeam că parcă nu e ce trebuia să fie de sărbătoare. Lipsea ceva. Lipsea oamenii, pentru că s-au plictisit de Dumnezeu, pentru că s-au plictisit de spiritualitate, încearcă să umple acest gol cu tot felul de lucruri din acestea exterioare. Și împodobesc orașele și cheltuiesc primăriile bani și bagă într-un brad ca să fie orașul împodobit. Și ne împodobim și casele și facem și mâncăruri bune și cheltuim și bani mulți și o aglomerație de îți vine să te duci și să nu mai treci prin oraș, un furnicar de oameni, magazinele arhipline și avem Moș Crăciun și avem Moș Gerilă, ca și comuniștii au pus Moș Gerilă, să nu mai fie Moș Crăciun. Și avem și brad cu cadouri, dar lipsește ceva. Oamenii în vremea noastră s-au plictisit, s-au săturat de Dumnezeu. S-au săturat de Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră că aceste lucruri exterioare, aceste lucruri de sub soare, produc cumva o bucurie aparentă. Produc o împlinire. Dar este atât de trecătoare. Se duc colindătorii,
trece petrecerea, se usucă bradul. Dar am observat că mai repede se usucă acea bucurie sufletească, acea bucurie interioară, din inimă. Și experimentăm uscăciunea și dezamăgirea interioară. Să zici că așa a fost de când a intrat păcatul în lume. Și când Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a născut la primul Crăciun, tot ceva de genul acesta a fost. Atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, oamenii nu prea aveau treabă cu Mântuitorul, aveau treabă cu ei. Mergea Iosif cu Maria, cioc, 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 din poartă în poartă. Ieșeau, dar nu avem treabă cu voi. Nu avem noi problemele noastre? Nu avem noi atâtea necazuri ale noastre? Dar pe cine să primim în casă? Dar ce treabă avem? Că-i Maria însărcinată și că trebuie să nască? Noi avem treabă cu noi. Nu avem treabă cu Hristos. Așa era pe vremea aceea, ca și pe vremea noastră. Iubiți frați și surori, aș vrea să vedem că cu toate că sunt atâtea promisiuni din partea lui Dumnezeu, oamenii le neglijează. Oare nu știau iudeii că trebuie să se nască Hristosul? Oare n-a profețit Dumnezeu că în Betleemul din Iudeia va veni Mântuitorul? Și cu toate aceștia, atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, prea puțini au fost oamenii care îi interesau cu adevărat de nașterea lui Hristos, de ziua cea măreață, de întruparea Fiului Dumnezeu, de venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, când a zburat primul om în lună, pe lună, primul om, când a zburat pe lună, președintele Americii a ieșit și a declarat la o conferință de presă. Este cel mai mare eveniment cunoscut de omenire, pentru că omul a pășit pe lună. Imediat, evanghelistul Billy Graham a mers la posturile de televiziune și a zis: cel mai măreț eveniment care l-a cunoscut omenirea nu este că omul a mers pe lună, ci că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a coborât pe pământ. Era ziua cea mai importantă a omenirii. Se ne știa Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar Maria, Iosif, niște păstori amărâți care aveau câteva turme, era un Simeon, era o Ana și restul, n-aveau habar ei de Dumnezeu că se întrupiază Hristos, că vine Mesia. Ce treabă aveau ei cu spiritualitatea? Ei aveau treabă cu ei. Erau prea plictisiți de Dumnezeu, de lucrurile spirituale și de tot ce înseamnă promisiunile lui Dumnezeu, ca și noi astăzi. Pentru dimineața aceasta, titlul predicii care vreau să o aduc în fața dumneavoastră este aspecte ale plictiserii la praznicul Crăciunului. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră câteva aspecte ale unei omeniri plictisite la acest praznic al sărbătorii, la praznicul Crăciunului. Și aș vrea să luăm pasajul nostru de la sfârșit, de la început, de la ultimul verset pe care l-am citit, versetul 7, și să vedem în primul rând insuficiența lumii. Spune versetul 7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu are lumea loc pentru Hristos. Lumea e insuficientă pentru Fiul lui Dumnezeu. Versetul acesta parcă e cel mai trist verset din istoria nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cuprinde în el ceea ce nouă nu ne place. Și fugim cât mai departe, cât mai mult de acest verset. Dar ceea ce cuprinde el este un adevăr pe care îl experimentăm zi de zi, și parcă mai accentuat în zilele
de sărbătoare. Lumea e insuficientă pentru sufletul dumneatale. Și Mântuitorul Hristos spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 26. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Două întrebări retorice pe care Domnul Hristos le spunea ucenicilor lui și în dimineața aceasta aș vrea să ți le spun din partea lui Dumnezeu. Ce ar folosi unui om? Și acel om poți să fii dumneatale, poți să fii tu. Să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul. Sau poți să dai ceva în schimb pentru sufletul tău, chiar dacă ai câștiga toată lumea. Dar în același timp ți-ai pierde sufletul. Ți-ai pierde viața veșnică. Câștigul nu s-ar merita. Înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce își pierde viața veșnică, pierde totul. Absolut totul. Această afirmație este la fel de adevărată și la fel de actuală ca din totdeauna. Materialismul pe care îl vedem și îl experimentăm în fiecare zi încearcă să ne îndepărteze privirile de la Dumnezeu. Lucrăm, muncim, construim, agonisim și murim. Strânge omul ca furnica, pleacă și nu ia nimica. Și poate e deprisos să vă aduc aminte ceea ce a făcut Alexandru Macedon, care la vârsta de 33 de ani l-a înțâmpat un bondar care purta cu el virusul malariei. Și s-a umflat și simțea că trebuie să moară. Și a dat ordin generalilor. Au zis, când mă îngropați, mă puneți în sicriu. Faceți două găuri la sicriu, scoateți-mi mâinile afară. Ca toți care vor veni să vadă că a murit un mare împărat după ce întreaga lume a câștigat. Din ea, cu pumnii goi, cu mâinile goale, să coboară în groapă. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde viața veșnică? Ce dai în schimb pentru sufletul dumneatale? Aceasta este experiența amară a vieții. Și muncește omul, și strânge omul, și agonisește omul. Și nu-ți dă seama decât atunci când simte că trebuie să plece, când vede că este prea târziu, când își privește viața în spate, vede atâtea visuri spulberate, vede atâtea priorități schimbate, o, de a-și lua-o de la început, dar nu se mai poate, viața a trecut, este prea târziu să mai poți face ceva, este prea târziu. Asta este experiența amară a vieții. Iubiți frați și surori, iubiții mei, aș vrea să înțelegeți la acest praznic că lumea nu poate să-ți ofere nimic pentru sufletul dumneatale. Globulețele, masa îmbelșugată, cadourile și tot ce vreți dumneavoastră nu satisface sufletul pe care îl aveți. Nimeni și nimic de pe pământul acesta nu îți dă viața veșnică. Nu poți să câștigi mântuirea cu nimic de pe pământul acesta. Omului Dumnezeu, în Psalmul 49, de la versetul 6, spune așa. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu poți să se răscumpere unul pe altul. Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie. Nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipuie că veșnic le vor fi casele, că locuințele lor vor dănui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie.
Asta spunea psalmistul, omul lui Dumnezeu. Prețul pentru răscumpărarea sufletului este prea mare. Nu ne putem răscumpăra unul pe altul. Niciodată nu se poate face răscumpărarea. Și tocmai de aceea a venit Mântuitorul. Tocmai de aceea s-a întrupat Iisus Hristos. Și atunci când s-a întrupat, n-a fost loc pentru El. Lumea a fost insuficientă ca să-L poată primi. Cum, de fapt, și sufletul care este în dumneatale este infinit. Și în lumea asta infinită nu poți să găsești un lucru care să poată să răscumpere sufletul infinit cu un lucru finit de pe pământul acesta. Cu un lucru care să îți aducă o împlinire și o satisfacție. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune în Filipeni capitolul 3 de la versetul 7 experiența vieții lui și zice: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și au fost lucruri mari, lucruri de valoare pentru pământul acesta ce a avut Sfântul Apostol Pavel. Avea toată lumea la picioare. A absolvit cele mai renumite facultăți din vremea aceea. Ce spune? Toate le-am socotit ca un gunoi bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Asta vruia Sfântul Apostol Pavel. Și ne spune aici experiența vieții Lui. Și a căutat omul împlinirea, fericirea și a făcut tot ce a depins de El. Și a câștigat și a ajuns vedetă. Dar a văzut că nimic nu îl satisface și tocmai de aceea are loc convertirea aceasta și spune: toate le socotesc ca un gunoi față de suflet, pentru suflet nimic n-are valoare. Nimic nu se poate echivala. Nu poți să pui în balanță sufletul dumneatale și cu toată bogăția acestei lumi. Pentru că toată este insuficientă. Toată este insuficientă. Lumea a fost insuficientă atunci când a venit Mântuitorul, când s-a născut El. Și a bătut din poartă în poartă, dar nu s-a găsit loc pentru El. Și înainte de a trece la următorul punct, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Dacă oamenii de pe vremea aceea nu L-au primit pe Hristos, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 13, spune să fiți primitori de oaspeți, să nu dați uitării, pentru că unii prin aceasta au găzduit fără să știe pe sfinți. Dar se pare că suntem omenirea a ajuns în situația aceea când s-a născut Domnul Hristos. Bate cineva la ușă, n-ai timp. Nu e timp pentru, decât pentru tine. Pentru tine ai timp, pentru tine ai mâncare, pentru tine ai loc, pentru tine ai de toate. Pentru altul, n-am loc, Domnule, unde să-L pun? N-am loc. Ce-mi pasă? N-am loc. Știți ce am văzut în India, că toată lumea are loc? Și când te oprești, acolo e multă aglomerație, multă lume, furnicat, cum sunt la sărbători, la noi în oraș, parcă mai aglomerat. Și te oprești cu mașina și deodată în fața ta intră o grămadă de mașini. Mă, dar de ce intrați? Lasă că avem loc. Dar toți trebuie să avem loc. Nu, nimeni nu se supără. Nimeni. Deci se clansonează la greu, dar te clansonează, nu? Ca să te dai la o parte, nu. Ca să fii atent că, uite, mai veni unul. Și vin toți. Deodată vin. Grămadă. Mă, dar ce te bagi? Nu, că toți avem loc. Nu trebuie să te superi. Dacă te duci acolo, te superi ca român. Dacă ești indian, nu te superi. Că trebuie să ai mentalitatea aceasta, toți trebuie să avem loc. Toți. Și toți avem loc. Asta a fost doar ca o mică
paranteză. Frați și surori, primul lucru care am vrut să vi-l aduc în atenție în dimineața aceasta este că atunci când s-a născut Mântuitorul, lumea a fost insuficientă pentru el, la fel cum lumea este insuficientă și pentru sufletul dumneatare. De aceea Domnul Hristos spune că valoros este sufletul care îl ai, nu lucrurile de pe pământ. Și la această sărbătoare, valoros e sufletul, nu bradul, nu cadoul pe care l-ai primit. Nu alte lucruri, nu, nu. Valoros este sufletul. Nimic nu poți să dai pentru sufletul dumneata să-l răscumperi decât prin Hristos. El este jertfa de răscumpărare pentru sufletul nostru. Și vedem în continuare, mergem mai departe și în versetul dinainte, am zis că o luăm de la sfârșit, versetul 6, vedem aici imperativul mântuirii. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Lumea dezinteresată de Dumnezeu, trăiau în ignoranță spirituală, aveau interesele lor, erau sătui, erau plictisiți de Dumnezeu și se naște Iisus Hristos. De ce se naște? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, încă o dată recitesc, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. S-a născut Hristos pentru că trebuia, aici este imperativ, trebuia să nască Maria. Era planul lui Dumnezeu hotărât mai dinainte. Sfântul Apostol Pavel spune în Galaten, capitolul 4, de la versetul 4, că la împlinirea vremii, când s-a împlinit vremea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, și versetul 5, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Dumnezeu avea un plan, un plan făcut de El în sine însuși, înainte ca să facă lumea și l-a pus în aplicare, la împlinirea vremii. Când trebuia să se împlinească vremea. Și aici spune, pe când erau ei acolo, când băteau din poartă în poartă, când erau trimiși, du-te că nu avem loc pentru tine, atunci când erau acolo, spune, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Trebuia să nască Maria. Mântuirea e un imperativ. Oamenii trebuie să fie mântuiți. Și pentru aceasta, oamenii trebuie să se pocăiască. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Atunci când era în Areopag, Fapte, capitolul 17, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi a judecății. Pentru aceasta Hristos trebuie să fie Crăciunul nostru. Hristos trebuie să fie sărbătoarea noastră. Hristos trebuie să fie colindul nostru. Brat, tot trebuie să fie Hristos. Spune Sfântul Apostol Petru în Fapte, capitolul 4, în nimeni altul nu e mântuire. Nu s-a dat aici, sub cer, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Vedeți? Nu există un alt nume prin care omul trebuie să fie mântuit decât în numele Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că El trebuie să aibă întâietate. Dacă faci deosebire între zile, cum spune în Fapte, în Romani, spune în capitolul 14, spune Apostolul Pavel, dacă faci deosebire între zile, pentru Domnul o faci. Dacă nu faci, pentru Domnul nu o faci. Dumneata le sărbătorești Crăciunul. Îl sărbătorești? Ei, dacă îl sărbătorești, pentru Domnul trebuie să-l sărbătorești. Dar dacă nu îl sărbătorești, pentru Domnul nu îl sărbătorești. Pentru unul este important o zi, pentru altcineva nu are nicio importanță. Toate zilele sunt la fel. Dar spune Apostolul Pavel că Hristos trebuie să aibă întâietate în toate. Și spune aici în versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, de aici, din capitolul acesta, că El trebuie să plinească totul în toți. El trebuie să plinească totul în toți. Există aici acest imperativ
al mântuirii, Hristos s-a născut. Indiferent că l-a primit cineva sau că nu l-a primit. Hristos s-a născut, indiferent dacă a fost loc pentru El în casă sau n-a fost loc pentru El în casă. Indiferent dacă l-a așteptat cineva sau nu l-a așteptat nimeni. Indiferent dacă l-a acceptat cineva sau nu l-a acceptat nimeni. Hristos trebuia să se nască. Acesta este planul lui Dumnezeu. Într-o lume plictisită de Dumnezeu, într-o lume în care Dumnezeu a tăcut timp de 430 de ani, într-o lume interesată doar de ei, se naște Hristos. De ce? Pentru că trebuia să se nască. A venit vremea când trebuia să se nască. Împlinirea vremii. Împlinirea vremii. Aici descoperim acest imperativ al mântuirii. Într-o lume plictisită există imperativul acesta al mântuirii. Trebuie să fii mântuit. Înțelegi? Altfel, dezamăgit vei rămâne pentru totdeauna. Trebuie să fii mântuit. Trebuie ca Hristos să fie sărbătoarea ta. Nu Crăciun. Hristos. Nu sarmalele. Nu porcul. Nu alte lucruri. Hristos să fie sărbătoarea. Hristos să fie colinda ta. Hristos să fie darul tău. Trebuie că numai numele Lui poți să fii mântuit. Există imperativul trebuie. Trebuie de sărbătoarea asta să găsești adevărata împlinire. Trebuie. Trebuie să nu mai pleci la fel cum ai venit în adunare. Trebuie să îți ia cineva plictiseala, acea nedumerire, acea frământare, acea supărare, acea apăsare din sufletul tău. Trebuie. Și acest lucru numai Hristos îl poate face. El s-a născut într-o lume plictisită de Dumnezeu. El s-a născut pentru că trebuia să se nască. Trebuia să se nască. Și încă un lucru care vreau să vi-l aduc în atenție. Iubiți frați și surori, vedem în primele versete providența lui Dumnezeu, cum a hotărât Dumnezeu să vină Fiul Său în lume. Și a trebuit să experimenteze Iosef și Maria nu puține necazuri. Era în luna a noua. Deodată, spune cuvântul lui Dumnezeu care l-a citit, vine o poruncă de la Cezar, de la Roma. Toată lumea să se înscrie în cetatea în care s-a născut. Aude Iosif, aude Maria, ce face? E poruncă imperială. Cezar de la Roma a dat porunca aceasta. Atunci nu erau nu erau calculatoare, nu era ceva cum este în vremea noastră, dacă te afli nu știu ce stat, poți să votezi, sau nici poveste de toate aceste lucruri. Și mai mult decât atât, nu era mașină. 160 de kilometri să meargă, când călare, când pe jos, făceau mai bine de 3 zile, unde dorm noaptea, gravidă în luna a noua, în luna a noua, da? Acum vis-a-vis de, s-a schimbat lucrurile, noi avem, vai, trebuie să și soțul să stea cu tine când naști, și mergi la un, de ăștia particulare, controle de la prima, de când e conceput copilul, gata, controle peste controle, ecograf. Nu era așa ceva pe vremea aia. Nu e nimic din toate lucrurile ăștia. Nimic. Și totuși trebuia să meargă, să parcurgă drumul acesta lung și mă gândesc la Iosif și la Maria, că se grăbeau cumva, ziceau, hai repede să ne înscriem, să plecăm repede înapoi. De unde? Tocmai atunci s-a întâmplat că a trebuit să nască. Și n-au mai putut pleca. Era planul lui Dumnezeu, era providența lui Dumnezeu. Și unde a născut? Acolo, în ies, singur. Singur, ei doi. Da? Soră doctoriță. Cum e? Să fii părăsit. Păi dacă se întâmplă ceva, o hemorație, era acolo, atâtea pericole. Cui să dea telefon? Că nu erau telefon. Cum să se întoarcă înapoi în Nazaret? Pe cine să cheme? Mama, tata, unchii, neamurile erau în Nazaret, era departe. Erau singuri, părăsiți acolo, într-un graj de animalelor. Câte necazuri, câte probleme, dacă e
Acum vedeți, vezi o iesle, vai, aurită. Dar nu era lucrurile astea pe vremea aceea. Noi ce vedem în poze, în tot felul de imagini, se fac tot felul de scenete. Ăștia sunt acum. Nu era pe vremea aceea ce este acum. Așa frumos, clipitoare, și vai ce lucește, și vai... Acolo era animal, era miros, acolo era balegă de ce era și tot felul de... Dacă vrem să fim realiști, asta era acolo. Necazuri și nu puține. Multe necazuri. Știți ce spunea Apostolul Pavel? Haideți să citim în Fapte, capitolul 14, de la versetul 19. Spune Apostolul Pavel că pe neașteptate, de fapt relatează aici cronicarul Luca, ce s-a întâmplat. Din Antiohia și Iconia, niște iudei care, au venit niște iudei care ațâțau noroadele aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au trânit afară din cetate, crezând că ce este mort. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Deci au venit acei iudei, au luat pietre, bolovani, și au dat în pale. Și au zis, gata, muri. Acum era sub ploaia de bolovani. L-au trât afară din cetate, să stea un cadavru acolo în cetate. Îl scoatem afară din cetate și l-au lăsat acolo. Au crezut că e mort. Numai ucenicii au venit, l-au înconjurat și au văzut, stai că nu-i mort, mai răsuflă. Au făcut ce au făcut, cum e primul ajutor, da? Și a revenit. Au început să-și revină. Dar ce a făcut el? A plecat în Derbe. După ce a propovăduit Evanghelia, auzi? Cum era? Cu capul spart. E adevărat? Adevărat. Mâna cum era? După ce îți dă unul. Cum e? Nu știu cum mergea. Sprijinit. Dar spune că a propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și a făcut mulți ucenici. S-a întors în Listra, Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie, imperativ, să intrăm prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie. Trebuie. Sunt necazuri spirituale. Așa cum a fost pe vremea lui Lot. Relatează Apostolul Petru în a doua lui epistolă că Lot își chinuia sufletul la vederea tuturor lucrurilor care se întâmplau atunci, că nici Dumnezeu n-a mai putut suferi. Și tocmai de aceea a trimis acel potop de foc și a ars cele două cetăți și încă câteva din prejurul lor. Cetățile Sodoma și Gomora. Dar există tot felul de necazuri. Există tot felul de lucruri. Și nu trebuie să te întristezi. Vreau să aduc pentru cei care poate la această sărbătoare nu au masa plină sau poate nu au ce au alții, un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să le mângâie inima. În împărăția lui Dumnezeu intrăm și prin necazuri. Uneori Dumnezeu îngăduie să trecem și prin necazuri. Acesta este drumul și nu trebuie să ne speriem și nici să ne îngrijorăm. Și nici să intrăm în panică și nici să punem întrebări, dar de ce alții au și eu nu am? În împărăția lui Dumnezeu intrăm și prin necazuri. Și uneori nu sunt puține și sunt multe necazuri. Și Dumnezeu poate în aceste împrejurări să-ți mângâie inima, să aducă o bucurie, să aducă o mângâiere extraordinară în inima dumneata, în sufletul dumneata. Pentru că adevărata împlinire nu se realizează și nu vine în urma unui brad împodobit și a cadourilor care le primești. Adevărata împlinire vine în urma faptului că îl cunoști pe Hristos și vine din această relație pe care trebuie să o ai cu Domnul Iisus Hristos. Lucrurile de pe pământ
nu pot să satisfacă și să producă o bucurie sufletului dumneatale. Iar dacă o produc, să știi că această bucurie este una artificială care trece și se ofilește. Omul poate să umple acel gol lăuntric, nu îndepărtându-se de Dumnezeu, nu fiind plictisit de Dumnezeu, ci căutându-L pe Dumnezeu. Chiar dacă lumea aceasta e insuficientă pentru Hristos și pentru sufletul tău, a venit Domnul Iisus Hristos, pentru că El a trebuit să se nască. Este planul lui Dumnezeu ca eu și cu tine și cu dumneatale să fim mântuiți. Trebuie să fim mântuiți. De ce? Pentru că s-a născut Hristos. El a trebuit să se mântuiască. Și putem să fim mântuiți în urma pocăinței și a credinței noastre. Și uneori pe drumul acesta trecem și prin necazuri. Dar prin toate acestea avem speranță, pentru că nu lucrurile de pe pământ aduc împlinirea, ci împlinirea o aduce Dumnezeu. Martin Luther spune așa: s-a născut Iisus Hristos. Crede că s-a născut și pentru tine. Și atunci te vei naște și tu la o viață nouă. Te vei naște din Dumnezeu. Hristos Iisus s-a născut și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Și a biruit păcatul. Crede că a biruit și locul tău. Ca astfel și tu să poți să intri în această biruință a Lui. Atanasie cel Mare spunea: Iisus a făcut uman ca să ne facă pe noi divini. A venit El, Fiul lui Dumnezeu, și s-a făcut Fiul omului, ca noi să devenim Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este împlinirea. Aceasta umple golul din inima dumneatale într-o lume a sărbătorii. Într-o lume când oamenii uită de Dumnezeu și se sărbătoresc pe ei. Într-o lume când oamenii nu mai caută pe Dumnezeu la sărbătoare și caută interesele lor, caută să facă vânzări, caută să aibă profituri, fiecare caută un interes al lui. Într-o astfel de lume, plictisită de Dumnezeu, care l-a scos în afara ei pe Dumnezeu, te chem la această sărbătoare. Să ții minte că Hristos s-a născut și pentru tine. Ca și tu să te naști din Dumnezeu. Hristos a venit și pentru tine. El, Divinul, s-a făcut om ca dumneatale, ca eu, să devenim copii ai Dumnezeu. Să devenim fii de Dumnezeu. Această experiență mi-aș dori o pentru mine și pentru dumneatale. Și dacă ai uitat-o și ai inversat lucrurile, și dacă te satisface mai mult lucrurile de pe pământ, îi vai de dumneata. Pentru că o să guști dezamăgire după dezamăgire. De-aia am spus că îi vai de dumneata. Nu că am eu treabă cu lucrurile care le ai. Poți să ai cât de multe lucruri vrei să ai și cât îți permiți. Dar toate acele lucruri nu te satisfac și nu te împlinesc. Trec odată cu întrebuințarea lor și vei rămâne dezamăgit. Dar dacă la această sărbătoare îl experimentezi pe Hristos, dacă la această sărbătoare îl simți pe El aproape, dacă la această sărbătoare îți însetează sufletul mai mult după El, nu după lucrurile de pe pământ, atunci această împlinire și această bucurie rămâne pentru totdeauna și va rămâne o eternitate și vei putea să fii cu adevărat împlinit o veșnicie. Cu aceste gânduri, haideți să stăm ridicați în picioare și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și așa cum stăm fiecare în gândul lui, în inima lui, să stea într-o rugăciune, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu vis-a-vis de lucrurile care le-a experimentat la această sărbătoare, la acest praznic al Crăciunului. Poate oboseală, poate îngrijorare, poate frământare, poate multe alte lucruri. Spune-le lui Dumnezeu și spune că sufletul din dumneatale are nevoie de El mai mult ca de orice. De fapt, nimic nu satisface sufletul. Poți să ai de toate, dar nimic nu satisface sufletul. Lucrurile acestea satisfac trupul, nu sufletul. Te împlinești din punct de vedere trupesc, dar nu din punct de vedere duhovnicesc. Nu din punct de vedere duhovnicesc. De aceea te chem, stai în prezența lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai rugat azi dimineață, dacă ai avut timp să te rogi.
Nu știu dacă de zile acestea, de sărbătorile acestea te-ai rugat mai mult sau mai puțin, Nu știu ce ai făcut. Dar acum te chem, stai în prezența Domnului, stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Spune ce ai pe suflet și fie ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Amin.